Recensământul la domiciliu nu începe mâine, așa cum ar fi trebuit, ci pe data de 3 iunie. Sunt probleme legate de instructajul recenzorilor, dar și de numărul insuficient al acestora. De vineri vor fi vizitate acele persoane care nu s-au autorecenzat, dar și cei care nu au finalizat corect și complet chestionarele. Această etapă se va desfășura până pe data de 17 iulie. Colectarea datelor se va realiza prin interviuri față în față, iar recenzorii se vor folosi de tablete. De asemenea, recenzorii vor fi ușor de identificat în baza unei legitimații emise de Comisia de Recensământ. Recenzarea este obligatorie, iar persoanele care vor refuza riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei. Aproape 47% din populația țintă estimată s-a autorecenzat. România se află la al 13-lea recensământ din istorie, al 4-lea de după Revoluția din 1989.